Beț a fostul fundaș al sportului. Un șut deviat și gol! 1-0 în minut. Cazan, Calințaru nu centrează, îi pasează lui Cazan. Cazan frumos trece în careu. Cazan, Cazan cu dreptul. Din nou pe lângă poartă, șutul lui Cazan. İsmail alamadı topu orada. Gol pozisyonu bomboş. Volkan Koller. Zaharia. Zaharia, Băjenaru în dreapta, este liber. Cazan, Cazan, poate șuta de acolo. Mult pe lângă poartă. În această ediție de campionat nu a reușit să înscrie măcar un gol lui Juventus. Este vorba de voluntari în ambele confruntări din această stagiune. Să vedem această acțiune a lui Cazan, centrare cam în spatele lui Țiră însă. Dribling destul de bun în prima fază, apoi centrarea blocată, pierd cei de la Concordia. Să vedem dacă pot da o replică aici cei de la Juventus. Foarte bine pătrunde Cazan și să vedem apoi continuarea lui Bărbulescu pentru Cazan. Pătrunde Cazan, Cazan în fața porții, nimeni. Centrarea la un moment dat, nu, este o pasă pentru Cazan. Cazan în poziție de șut, Cazan întârzie. Cazan. Dar acum din nou o șansă de contraatac și pentru Juventus. Ajunge bine acolo Cazan. Înaintea lui Ceaca e fault de galben din nou. Banu. Și Şimdic ani atac șansă. Să umarcă Snătop. Florin. 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 Dușere Burior. Out. A mai fost un șut în prima repriză. Via de Stancu, iată ce pătrundere acum și să vedem gol! 5-0 e capitan. Liga 3-a. Minge pentru Cazan. Eroarea acestuia, el cu Carol Taub, mai bine să prin picioare. Noi moment Taub, revine Cazan, centrare. Însă acolo doar Ioan. Pentru Bărbulescu, Cazan, foarte activ această parte dreaptă și o lovitură de cap a lui Remus Chipirliu. Nu trec decât acțiunea lui Măzărache. Parte multe recuperări deja ale craiovenilor. Avansează Cazan, întâmpinat acolo de Briciar. Mingea este deviată, apoi Spahia respinge din nou foarte bine. Casi, casi.
Cifrele spun lucruri interesante. În ultimul sfert de oră, Juventus a primit cele mai multe goluri. Cu rezultate clare în favoarea alteia. S-au disputat multe etape, multe partide ieri. Poate vă voi prezenta rezultatele pe parcurs. Nu mai poate fi ajunsă. Lui Dean Beța trece ușor, Florin Cazan, dacă va reuși să treacă și de Stancu, încă un dribbling. Până la urmă vine Ionuț Fucea și e lovitul de colț pentru Juventus. Evident, lumea prezentă pe stadionul Știința a fost de acord cu această decizie a asistentului Cazan, dribbling în fața. Centrare prea puternică. Nu ajunge însă acest balon. Ba da, ba da, jocul continuă, deși mi s-a părut că a centrat din afara terenului. Însă iată, continuă periculos. Cazan pentru Călințaru. De pierdut. Și cu toate problemele pe care le-a avut și cu prestațiile modeste, până la urmă, licență pentru a folosi o siglă care seamănă izbitor de mult cu penultima siglă. Chelaru și apoi centrarea foarte aproape să reușească și pasa decisivă în zona lui Cristea. Țâră sare mai bine însă acolo Frăsinescu și Zaharia reușește pasa pentru Cazan. Are ceva spațiu aici Cazan. Pasa pentru Florin Ștefan, din nou pătrundere în careu. De data aceasta centrarea este mai bună, nu și preluarea lui Cazan. Apariția lui Cazan nu are însă susținerea fundașului dreapta aici. Bărbulescu. Iată-l și pe Cazan. Acolo, minge respinsă însă de Neag. Cazan. Destul de util până acum în această...